Salutare prieteni și bun venit pe canalul meu, numele meu este Marius și astăzi facem un review la un Huawei Mate 20 Lite. Îl avem aici în frumoșel, o să mergem la masă de review, este nou, încă nu l-am desfăcut practic și o să-l vedeți și voi împreună cu mine. Hai să trecem la treabă. Bun, cam așa arată cutia la el. Acum o să-l desfacem. Aici practic se află telefonul fizic. Dați așa, dacă e cam mai greu cu o mână. Vine în folia asta statică. O să dăm folia la o parte. Cam așa arată și telefonul. Așa arată și pe spate. Are o folie de protecție. Este dual SIM. Ce mai avem noi aici? Bineînțeles, două camere. Cum se poate vedea și în video. Pe partea asta avem două camere, deci practic două camere pe față, două pe spate, amprentă și multe alte. Cam așa arată și practic meniu, să zicem așa. Arată destul de ok. Hai să vedem ce specificații are și revenim acușca. Ia să vedem ce mai vine în pachet. În pachet avem așa. Ar trebui să avem manualul de utilizare, bineînțeles. Manual foarte, foarte mare. O folie din plastic, cred. Cheița ca să putem deschide slotul. După, mai avem, cred că, alte... Manual foarte serios, foarte mare. După, avem cablu Type-C. Cred că se poate vedea. În fine, e destul de serios. Un încărcător cu un amperaj de 0,5A la 2A. Deci, destul de ok. Hai să vedem dacă focalizează camera. Super. Ce mai avem aici? O perechi de căști. Mi se pare niște căști puțin cam ieftine. Nu știu, așa, plasticul care este făcut nu mi se pare așa premium ca la un iPhone. Bineînțeles, n-am cum să-l compar cu un iPhone, dar este ok. Bun, cam asta sunt tot ce vine în pachet. N-are nimic altceva, la cum se poate vedea. Hai să ne uităm pe spate, să vedem dacă zice ceva specificații despre el. Bă, sincer, nu prea văd foarte multe specificații, dar cu siguranță o să vă las în descriere să vedeți și voi acele specificații. Ca telefon, mi s-a părut destul de ok. Se mișcă foarte bine, n-are lag. Hai să vedem și camera. Cele două camere se vede super, super bine. Bineînțeles, se vede cum filmez eu în momentul de față, dar nu are mare importanță, două camere pe spate. Hai să vedem o focalizare. Focalizare pe acel text. Mi se pare că are, oricum sunt mai multe lentile. Avem și chestia asta cu emoji, cum era și pe iPhone X. Diagrame. Cred că aici la diagrame o să-mi prindă foarte bine. Hai să intrăm pe poze. Ia să vedem dacă focalizează această cameră. Bun. Băi, se pare că mi se pare un telefon destul de decent. Cred că nici jocurile n-ar avea o mare problemă să se descurce. Asta este varianta Gold. Mai este și pe albastru. Are aici sus gen aceeași chestie ca la iPhone. Gen, cum se cheamă, creasta aia sau cum putem să-i spunem. Hai să vedem ce mai avem pe aici. Momentan n-am nicio aplicație instalată pe el pentru că abia l-avem. Nu-l avem de mult. Setări. Vreau să vedem ce versiune de practic ce Android are. Deci număr versiune avem așa. Altceva nu văd. Avem 4 GB de RAM, la cum pot să văd, o capacitate de 64 de GB, un Android, dar nu cred că e versiunea asta, nu. Cred că asta de sus, de aici. În versiune, sincer nici nu știu ce versiune are. Procesor, ok, nu știu dacă se poate vedea. El spune că are avea versiunea asta, dar nu știu sigur. Ah, da, uite versiunea Android 8.1.0. Cred că se poate vedea. Băi, cam asta a fost micul review despre telefon. Avem un blitz pe spate. Aici este slotul care vin, spui două cartele, o cartelă sau un card de memorie.
Alte informații n-am ce să vă dau momentan. O să-l testăm și după aia mai revenim cu un review cu mai multe informații, să vedem cum se descurcă și cum dacă cumva merge greu sau merge bine. Corect security, nu, nu avem treabă aici. Și o să vedem, o să-l punem la mai multe teste, așa la prima vedere toate par că merg bine și sunt super. Dar după un timp vă dați seama că unele încep să merg mai greu. Dar dacă telefonul se va descurca bine, o să mai facem un clip și o să mai povestim după aia despre el. Bun, cam asta a fost micul meu review. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să apăsați un like. Bun, nu uitați să apăsați un like, să dați și voi un share la acest clip și noi ne vedem foarte curând cu un nou clip. Eu vă salut și aveți grijă de voi și ne vedem, cred că, mâine seară cu alte vloguri. Pa, pa!